Dintre toate cele 8 felinare instalate pe strada Cerniahovski din orașul Basarabeasca, funcționează doar unul singur. Ferește că nu este destulă lumină. La cererea locatarilor de a instala iluminație suplimentară, au răspuns consilierii unei fracțiuni ai Consiliului Orășănesc. Locuitorii acestei străzi au apelat după ajutor. De mai multe ori, noi am anunțat despre faptul că vom ajuta cetățenii în ce privește problema iluminării stradale. Iată că am procurat două felinare. Sperăm că întreprinderea locativ-comunală, dar și primăria o să le instaleze, după cum au și promis. Pentru asigurarea și efectuarea lucrărilor de montare a felinarilor este tot necesarul. După cum spun și locatarii, pe strada aceasta ar fi suficiente două felinare, unul la început și altul la capătul străzii. Mulți ani la rând, aici era întuneric, beznă, dar pe aici merg copiii la școală. Mulțumim frumos că ați venit și ați rezolvat această problemă. Mulțumim frumos, a făcut acest lucru. Suntem recunoscători pentru că avem lumină și pe strada noastră. Până la finele anului curent, pe agenda consilierilor mai este instalarea încă 5 felinare. În curând, pe strada Stepan Razin vom mai instala 5 felinare. Ne vom strădui să facem aceasta pentru ca pe viitor orașul nostru să fie și mai luminos. După cum a menționat consilierul orășănesc, problema deja e pe cale de rezolvare, cu toate că primăria orașului nu dispune de fonduri necesare bugetare. Primarul orașului Basarabeasca, Nicolae Nicolaev, nu a fost degăsit pentru a oferi vreo declarație pe marginea acestui subiect. Problema ce ține de iluminarea stradală se discută practic la fiecare ședință a Consiliului Orășănesc. Deja sunt procurate 100 de lămpi și 6 km de cablu. Vom începe cu sectorul Sovhoz, apoi urmează străzile Matrosov, Lenin, unde nu este niciun cablu și niciun felinar. Apoi vom căuta surse pentru strada Komsomolski. Conform informației oferite de către șefa întreprinderii municipale locativ-comunale Lyubov Telegei, anul acesta primăria locală a instalat 200 de felinare și o conexiune de 3 km de cablu. Cu toate acestea, conexiunea cablului special pentru instalarea felinarelor pe unele străzi ale orașului nu s-a efectuat, deoarece pentru aceasta e nevoie de elaborarea unui proiect special. Străzile din Basarabeasca sunt iluminate conform unui grafic stabil, de la orele 17 până la 24.